G2A, jocuri ieftine. Bleh! Vai, Pink, ne-a plăcut acest episod foarte, foarte mult. Să mai faci episoade cu acest joc înfricoșător, pentru că ne place să vedem când te sperii. Firar să fie, care este problema voastră, ok? De ce nu vă place un joc drăguț cu ponei roz și chestii? No, no, sunt jocuri înfricoșătoare, de singură. A, aparent și vouă v-au plăcut jantele și cauciucurile astea de la duba asta stupidă, în care aș putea pur și simplu să mă urc și să plec, dar vezi tu, nu... Mamă, e beznă dacă nu pornești lanterna. De ce nu plouă? De ce nu plouă în zona asta, ok? Care este motivul pentru care nu plouă? Voi raporta acest joc la poliție pentru inacuritatea fenomenelor meteoro... Me meteorologice. Vă rog, lăsați un like acestui video. Vă rog, dacă strângem 4.000 de like-uri, o să mai jucăm jocul ăsta, poate cu altă ocazie. Probabil. Poate că nu, habar n-am. Și G2 în descriere. Bun, haide să mergem, să vedem dacă găsim ceva cum ar fi fulgere. Mamă, ce a fulgerat acolo. Putem să intrăm pe aici? Auzi, mă, dar ai auzit de vechea metodă spartul geamului cu... Ah, firar. Spartul geamului cu chiatra, ai auzit vreodată de metoda asta? Jup. Bună dimineața, ai cineva pe aici? Ok, hai să luăm lemnele. V-am zis strategia mea. Stai, cum făceai chestia asta? Ok, pe clicul pe rotița din mijloc, dacă dai click, lași jos pe pușica și dacă vine fantomica, apoi nu mai vine, practic. Ci le-ai închis. Voi știți că jocul ăsta poate fi jucat și în multiplayer și scopul e ori să colaborezi cu ceilalți, depinde ce fel de mod selectezi, știi? Ori să lupți împotriva lor ca să adun cât mai multe indici. Jesus Christos! Hristos a murit pentru păcatele noastre, iar tu faci zgomote de genul ăsta, ce stupid ce ești. Așa, ce spuneam? Da, pot să lucrezi cu ei împotriva fantomei sau să fii împotriva lor și să adun indicii despre fantomă cât de repede pot și apoi să scapi primul, știi? Nu știu care e faza, dar sună interesant. Am încercat să o salvez, dar am eșuat, renunț, jur să o aduc pe Gretchen înapoi, dar îmi e teamă că fetița este pierdută pentru totdeauna. Păi... Holky. Ok, acelea ușa este scoasă din balamale, care nici măcar nu există. Wow. Hei, măi, să fie cine s-a gândit să înceapă să deschidă uși. Ce e asta? Wow. Basement key. Frate, îmi trebuie basement key pentru toate prostiile astea. Scârți! Sunt confuz pentru că nu știu de unde se aude și dacă să... Aaa! Fetițe, 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 drăguțe și micuțe și nevinovate. Hello, fetiță! Uite, ea, ci le-am pus o păpușică pentru tine. E doar pentru tine, ok? E cu numele tău... Hei! Mă întreb ce se întâmplă dacă mă duc și intru în ea. Dacă mă izbesc. Ok, mă scuz că trec pe lângă tine. Ah! Uite, ia o altă păpușică. E aceeași păpușică, dar sunt sigur că o să-ți placă. Uh-oh. Ah, what the fuck? Închide ușa. Și asta. Ok. Bun, a doua oară... Matches. Yes, o să-mi pot da foc. What the fuck? Fetiță, fetiță, te rog, lasă-mă în pace, că sunt și eu fetiță. Da.
Mai UFN? What the fuck? Bă, vreau să citesc chestia aia și tu te miști? Adică încă mă urmărești? Oh, no, Acilia, sunt blocat. Rog să nu vii, Acilia. Ah, what the fuck? Bă! Ok, trebuie să mă întorc pentru că... Trebuie să mă întorc pentru că... Jup. Pentru că acolo aparent e o fundătură. Ok, am nevoie de o altă păpușă. Sunt sigur că altă păpușă o să funcționeze. Oh, mi-aduc aminte de podul ăsta. Da, dar desigur. Bă, da. Ce-i asta? După ce ritualele au fost completate, am ars corpurile în base. Ce? Le-am ars în boiler. Ce Dumnezeu? S-a întâmplat în casa asta. Am nevoie de o păpușică sau ceva. Păpușa ține fetița departe. Cineva pe aici? Nu e nimeni. Nu-mi plac holurile astea că sunt atât de strâmte. Tu, am nevoie de niște păpuși, dar păpușile astea sunt... Sunt... A! Uite una! Te-am prins, fă! Păpușă stupidă. Dacă vine, dacă vine fetița, poți să las păpușa jos, știi? Și... Bă, dar ce fel de pod e? Bă, dar ce fel de casă e asta? Ce Dumnezeu e? Shut the fuck up. Păpușă stupidă. Apă, iară s-a văzut lumină pe podea, ai văzut? Probabil este bug, frate, probabil este bug. Wait, what? Am trecut puțin prin tavan. Da, ok, hai să coborâm jos, că fetița dintr-o dată a făcut un zgomot foarte înfiorător, a făcut-o... Sau ceva de genul ăsta. Ok, nu mă pot arunca de... Ok. Așa a făcut. Bă, o fundătură. Bă, unde Dumnezei? Ok, ce e asta? Ia păpușa, ia păpușa! Candela mătii de că nu vrei păpușa! Aaaa, acolo e fundătura! Te-ai calmat, mă? Parcă s-a calmat, nu? Adică nu... Eu zic că s-a mai calmat, așa, nu e atât de... supărat acum. Înainte chiar făcea... Dar acum s-a liniștit, știi? Ok, am nevoie de o altă păpușă, pentru că... Dar trebuie să ies din... Din beciul ăsta. Unde e, mă, păpușa? Am auzit o păpușă care a fugit pe lângă mine. Unde, Dumnezeu, te-ai dus? Am nevoie de tine, ok? Pentru că... Pentru că din cauza motivelor, da? O, e pe deasupra, da. E pe deasupra pe undeva păpușa aia tâmpită care nu se lasă prins atât de ușor, că știe că ea este necesară pentru a... What the fuck? Wow, oh! Wow! Ce Dumnezeu, vecinul scârție niște... Niște scaune sau mese pe parchet și se aude la mine scârțâituri. Și nu știu dacă e din joc sau nu, știi? What the f... Ah, deci lumina era de la fantomă. Ok. Hai să fugim înapoi sus. E în basement, fraiera. E în basement. Vino cu acea păpușă. Wait, what? Am mai văzut o păpușă, dar n-am cum să le iau pe toate. Bad fear ar să fie de... Bă, ce a făcut? A ajuns deja la etaj? Oh my god, ia păpușa! Stop! Este bug! Jur că n-am făcut absolut nimic în afară de a fura niște păpuși. Ok, am fugit aici, nu știu ce e Acilia. Ah, Acilia e blocat. Ah, acolo e blocat. Ah, o altă păpușică.
Ok, cred că păpușa nu mai funcționează așa cum ar trebui, nu? Ceea ce scrie. A, da, am mai citit asta. Episodul trecut, da. Ce asta? Ok, bedroom key. Yeah! Unde te duci? What? Oh! Nu, nu! Lasă-le închise! Stop, dude! Am luat altă păpușă, poate asta o să funcționeze, știi? Scârți, scârți. Mamă, cât de multe păpuși sunt pe acelea. Păpuși? Aaa! Aaa, sunt atât de confuz, nu știu pe unde ai trecut. Cred că a trecut pe lângă mine. Cred că e fix acolo. Hai să ne întoarcem în altă parte. A, chiar mă, noi am luat bedroom key acum, nu? O, poate scopul e după ce ai intrat prin basement să scapi, știi? Și ai nevoie de o anumită cheie. Oh, no, 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 no. Look at his head! Look at the top of his head! Problema ar fi că eram blocat acolo. Ce scrie acelea, mă? I've been... Nu mai... Fie ar să fie. Hai să urcăm la etaj, pentru că acum avem bedroom key, nu-i așa? Ce-i asta? A, cine stă să citească? E fantoma pe urmele mele, dude. Nu-i nimic acolo? Shut the fuck up. Da. Ce spuneam? Da, dacă se punea pauză la joc cât timp citeam, era o treabă, dar nu cred că se întâmplă asta. Ah, dar deja am fost aici. Da, mi-aduc aminte. Ah, ritualuri, spirite, am avut succes, da, sigur, sigur. Tac. Ah! Bă, da, fantoma asta fugărește păpușile? Ce se întâmplă? Doamne, e acolo. Mm-hmm. Da. Ok, pe undeva pe aici totuși ar trebui să fie o cheie care să ne lase să deschidem prin pod chestii sau ceva, nu-i așa? Eu așa cred că ar trebui să fie, nu? Dar ar trebui să fie un attic key pe undeva. Pe undeva, dar nu știu exact unde. Dar tu cât de mult stai supărat? Adică... Ah, firar. Adică la un moment dat... Ia stai să buguiez jocul ăsta. Gameplay! Desigur, desigur. Dar și oameni simpli nu s-ar fi putut gândi cum să treacă ei cu capul prin tavan, dar eu, pentru că sunt gameplayer de atât de mult timp, normal că m-am gândit. Care-i scopul acelei mici camere? Trecem cu acea păpușă. A, de fapt am încă una, nu e problemă. Ui! Am crezut că am ieșit afară, dar sunt încă în interiorul casei, cum ar veni. Hello! Matches, nu trebuie matches. Alo? Ia păpușa, se întâmplă ceva dacă... Aaaa! Am vrut să mă prindă în același timp când am văzut-o că vine, am pus a... Firar să fie. Cheile mele! I-am pus păpușa și am crezut că o să se oprească, când am văzut că nu se oprește, am vrut să fug, dar n-am mai nimerit ușa. Ok, poți să nu te mai uiți atât de înfricoșător la mine. Da, o să ne vedem pe data viitoare. Cum, Dumnezeule mare, poți să câștigi pe jocul ăsta, ha?